Vă salut, dragilor, cineva mi-a scris aici: Ionuț, ajută-ne, te rog, cu un clip sau cu o încălzire înainte de fotbalul cu prietenii. Fie că mergem pe sintetic, fie că mergem pe gazon. Dar aici cumva se face diferența, pentru că în momentul în care facem antrenament sau jucăm pe un gazon natural, șocul, da, asupra corpului și stresul nu este atât de mare. Pentru că, până la urmă, este de ce toată lumea preferă gazonul natural, pentru că șocul pentru articulații, pentru jucători, este mult mai mic. Să spunem că jucați pe sintetic, pentru că majoritatea dintre voi jucați pe sintetic. O încălzire bună începe, probabil aveți acolo 5-7 minute înainte să începeți jocul. Cel mai important este să începeți cu alergare ușoară, da? Dintr-o parte în alta, începeți ușor și pas lateral, și stânga, și dreapta, da? Aveți școala alergării, care poate să fie, da, jo de gleznă, călcâi așezut aici, genunchii sus, da, ușor schimb lateral. După ce ați făcut asta, 2-3 minute ați alergat, un pic de câteva exerciții de mobilitate. Fie că faceți depărtat, aplecări, ușor, ușor aplecări, fandări, da, iar la fel aici, ușoare fandări, stânga, dreapta, da, încălzim, tot timpul încălzim foarte bine articulațiile șoldului, la genunchi la fel, câteva genoflexiuni. Treceți de fiecare dată prin, așa cum am spus, alergare, partea de mobilitate, încălzire, după care încercați să faceți între voi schimb de pase. Pase scurte, cu latul, încercați să faceți câteva exerciții, câteva alergări, tot așa cu mingea la picior, după care, bineînțeles, puneți din nou accent pe zona aceasta, da? Pentru că în momentul în care jucăm pe un teren sintetic, așa cum am spus, șocul pe care îl preia sunt articulațiile. Articulațiile, da, genunchilor și la șold. Așa că începem, da, aici 10 rotații spre exterior, după care 10 în interior. La fel și cu piciorul celălalt, da, aici. După care pentru genunchi, așa cum am spus, ușoare călcâi așezută, genoflexiuni. Din nou călcâi așezută, genoflexiuni. Iar la final, după ce ați trecut, așa cum am spus, o alergare ușoară, mobilitate, tot ce înseamnă spate, pentru că chiar la fel, zona aceasta, așa cum am spus, este foarte, foarte importantă. Fie că facem rotații de bazin, da, rotiri de trunchi. După ce am făcut toți acești pași, la final, da, începeți să faceți partea de finalizare. La început șutez ușor la portar să prindă, da? După care încep să măresc intensitatea și tăria cu care șutez la poartă. Până când, ultimul minut, da, încerc un șut, două tare, da, forță de 70-80%, iar la final, da, după ce ați făcut pauză un pic, 10-20-30 de secunde, aveți partea de sprinturi. Iar acolo puteți să faceți, da, aici câteva schimbări de direcție, opriri, da, să vedeți că sunteți încălziți și pentru articulația genunchiului și a șoldului, așa cum am spus, da, câteva navete, stânga, dreapta, da, stânga, dreapta, un pic să ridicați pulsul, pentru că în momentul în care începe meciul, deja pulsul vostru să fie ridicat, pentru că automat corpul este pregătit de efort, articulația, așa cum a spus, articulațiile sunt încălzite, iar tu cumva ești pregătit. În momentul în care ești încălzit, pulsul este ridicat și atenția ta este ridicată. Așa că nu începe să faceți sau să jucați cu prietenii sau la un meci oficial pe sintetic, oriunde vă duceți, fără a trece prin aceste etape de încălzire. Știu, poate sunt plictisitoare, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, abia aștept să dau la poartă, să știu. E, dar pentru asta, credeți-mă că puteți să vă accidentați și să stați după aia departe de teren și să nu mai jucați cu prietenii sau în competiția în care sunteți înscriși. Așa că, încălzire, hidratare, apă, da? Și baftă multă la fotbal. Scrieți acolo câte goluri ați dat după încălzirea de Radaway. Dragilor, abonați-vă, clic acolo pe clopoțel și
aștept cu comentarii, cam despre ce să mai fie clipurile. Dar pentru asta, nu uita să distribuiți la toți prietenii voștri, cărora le vreți binele, încălzirea de Radaway. Grijă de voi, dragilor!